În acest hotel din Herculane, proprietarul vrea să devină independent energetic, pentru că nu mai face față facturilor mari. Așa că a făcut o investiție proprie. Încercăm să montăm panou fotovoltaice pentru producerea energiei electrice. Această energie electrică urmează să o folosim și pentru încălzire, schimbând încălzirea convențională, centralele pe pelet sau lemne, cu pompe de căldură. În schimb, administratorul unei pensiuni din Șimian Mehedinț a depus documentația în cadrul programului Electric Up și a primit finanțare de la stat. A avut mare noroc pentru că s-a numărat printre cei 1400 de beneficiari selectați din numai puțin de 27.000 de firme. După vreo 6 luni de zile, mi l-au aprobat. Anul ăsta s-au și montat. Consumul este foarte bun, 244 de panouri montate. După calcul mi-acoperă consumul meu și în 10 minute băgas 7 kW, da, în rețea. Cu finanțare proprie și-a instalat panouri fotovoltaice și pompe de căldură și proprietarul unui service auto. Printr-o investiție undeva la 23.000 de euro, un sistem de 25 de kW, putere instalată, acoperă consumul, avem și un surplus, undeva la peste 10.000 de kW surplus. După vara care a trecut. Cea mai bună soluție pentru instalarea de sisteme generatoare de energie verde ar fi programele susținute de stat. Sunt însă cereri foarte multe, iar accesul este dificil.